Banul ăsta ce face? Roxana Vancea știe exact ce vrea de la banul pe care îl dă pe rochia de mireasă. Ea știe așa. Să-i ușureze fuga în caz în care se răzgândește. Adevărul e că are și condiție fizică bună, mai ales că tot face antrenamente pe la sală, nu? Așa, bine că de la nu fuge. Sunt curioasă cum îi stă în rochia de mireasă. Vedem chiar acum. Roxana Vancea a îmbrăcat rochia de mireasă, însă primul ei gând atunci când vine vorba de nuntă este să fugă de mire. Bună, Roxana, te văd în rochie de mireasă, deci, nu știu, ai ceva în gând? Nu am niciun plan de viitor. Am acceptat să fiu mireasa colecției pentru că e vorba de o prietenă. Nu sunt model, cam 1,63 înălțime, adică sunt un pitic de grădină, n-am cum să fiu model, dar n-am avut cum să refuz și oricum este ceva mai inedit. E o rochie din piele, e ceva mai diferit. E ceea ce ai purtat tu în ziua anunții, dacă ar fi? Sincer, e foarte practic. Adică dacă te răzgândești și vrei să fugi, desfaci frumos asta și fugi, știi? Adică la varianta asta m-aș fi gândit, știi? În cazul în care mă răzgândesc pe ultima 100 de metri, să am o roche ușor de dat jos. Deci cum ar veni, te gândești că în ziua anunții să fugi sau cum? Fug, da, clar, da. Dar nu luna de miere, fugi de mire sau de cine? E, luna de miere, cred că ne împăcăm în luna de miere. Mai ales dacă pe vreo plajă din asta, într-o vacanță cu căldură, fac un efort. Măritișul nu este pentru Roxana, chiar dacă în viața ei există cineva. Spune-mi dacă este cineva care ar putea să te facă mireasă în momentul de față. Da, normal, este cineva. Și aveți planul ăsta pe următorii 2, 3, 4, 5 ani? Nu avem niciun plan, da. Există cineva în viața mea, dar nu avem niciun plan. Însă atunci când vine vorba de sport, Roxana s-ar muta în sala de fitness. Te văd tot timpul, ești la sală, tu numai acolo. La sală, păi cred că acolo ar trebui să-mi fac nunta, în sala de sport, acolo petrec cel mai mult timp, la sală. Antrenez, sunt antrenor la o sală din București, am și ceva proiecte pe viitor în televiziune. Da, dar tot are slăbiciuni atunci când vine vorba de dietă. Cât de greu este să te menții așa, pentru că arăți într-un fel de la... Am văzut niște poze dinainte pe care tu le-ai postat. Este foarte greu pentru că eu am avut la un moment dat niște dereglări hormonale și de atunci am rămas cu niște tendințe de îngrășat. Adică atunci când gafezi, imediat se vede. Și atunci, fiind foarte gurmandă, plăcându-mi foarte mult mâncarea și prietenul meu cel mai bun fiind bucătar, este foarte greu să mă abțin de la mâncăruri, da? În rest, cu antrenamentele n-am nicio treabă. Pot să mă antrenez, că dacă am 5 elevi într-o zi, mă antrenez cu toate 5. Nu fac doar antrenamentul meu, îmi place. Sunt dependentă de sport. Dacă nu ajung o zi, nu știu, nu mă simt bine. Am energie pe care nu o consum. Roxana are și un sfat pentru fetele care vor să aibă o siluetă de invidiat. Spune-mi ce mănânci, pentru că foarte multe fete se întreabă chestia asta. Mănânc 5 mese pe zi, cantitatea 3 mese împărțită în 5. Oamenii nu înțeleg când le zici mănâncă 5 mese, acum mănânc 5 mese, mă îngraș. Nu, ca să crești rata metabolică, ăsta e secretul, adică ai nevoie de cantități foarte mici, dar des corpului să nu-i se facă foame, pentru că lui atunci când e foame, el reține chiar dacă tu îi dai ceva sănătos, el își depozitează când e foame. Și atunci tu mâncând din 3 sau din 4 în 4 ore, nu lași corpul să se înfometeze, să se simtă că e senzația aia de foame. Și atunci nu își depozitează. Și așa că mănânc vreo 5 mese pe zi, mănânc foarte multă carne, proteina slăbește, salate, legume la grătar, labur, albușuri de ou dimineața. Am o zi pe săptămână când mănânc ce vreau. Da, eu sunt de încărcare, se numește. Eu duminica o aleg de obicei ca să fiu liberă toată ziua. Corpul are nevoie să-și mai ia cât un șoc pentru tonus. Și atunci, în ziua aia, mănânc cam tot ce vreau. La ce oră mănânci ultima dată? Cu 4 ore înainte de somn, adică nu țin cont. Dacă mă culc la 2 noaptea, pot să mănânc și la 10. Nu, n-am neapărat să zic că nu mai mănânc după 7 seara. Depinde la ce oră mă culc.